Pompieri au intervenit cu 3 autospeciale la incendiul izbucnit la o fabrică de pe strada Ion Ghica din satul Mare. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență a coordonat acțiunea. Ne-am deplasat cu 3 autospeciale de intervenție. Am realizat un dispozitiv de intervenție pe 3 sectoare. La fața locului am constatat un incendiu care s-a produs la partea superioară a clădirii. Dispozitivele de sectoare de intervenție au fost stabilite și am reușit să înlăturăm pericolul. Probabil sigur, incendiul s-a produs de la o scânteie provocată de un dispozitiv de tăiere a fierului al unei echipe care lucra în clădire. Pompierii au lichidat incendiul în mai puțin de o oră. Nu a existat pagube însemnate, deoarece au ars doar deșeurile care au existat în hală.